Anul 2013 reprezintă o nouă încercare pentru pilotul Mihai Marinescu în motorsportul mondial, după sezoanele petrecute în Formula 2, unde a câștigat curse și a prins podiumuri pe unele dintre cele mai importante circuite din lume. Brașoveanul, în vârstă de 24 de ani, a făcut pasul către o competiție mult mai dificilă. Formula Renault 3.5 reprezintă practic faza finală înaintea Formulei 1. Nivelul campionatului este mult mai ridicat față de cel de anul trecut din Formula 2. Am simțit lucrul acesta pe pielea mea în antrenamente și până acum și bătaia este mult mai mare. 13 echipe, având în componență câte 2 piloți, s-au aliniat la startul sezonului competițional 2013, care a debutat cu primele 2 curse derulate pe circuitul italian de la Monza, locația în care Mihai Marinescu a obținut o victorie în Formula 2 la sfârșitul anului 2011. Alături de francezul Emmanuel Piguet, Mihai reprezintă teamul Zeta Corse, o echipă debutantă în World Series by Renault, însă managerul Claudio Corradini este un om cu îndelungată experiență în Formula 1 și asta pentru că team managerul Zeta Corse a fost tehnician al echipelor Ferrari și Honda. După antrenamentele de rigoare, cei 26 de piloți prezenți pe circuitul italian de la Monza au parcurs sesiunea de calificări ce avea să stabilească grila de start pentru prima cursă. A fost o rundă mai puțin reușită pentru Mihai Marinescu. În urma timpului înregistrat, pilotul nostru fiind nevoit să ia startul din rândul 12, poziția 23. Cu toate acestea, cursa a fost una extraordinară pentru Mihai, care a trecut linia de sosire pe locul 8, acumulând astfel primele 4 puncte. Am avut o cursă bună, startul a fost foarte bun și am reușit să recuperez destule poziții la start și în primul tur, după care a fost o cursă de conservare și de luptă cu ceilalți piloți pe care am reușit să depășesc pe parcurs. Startul, care părea cel mai dificil, a fost practic cheia acestei performanțe, înregistrată de pilotul brașovean, care la finele primului tur era deja pe 12. A fost teamă, știam că voi avea un start bun, am exersat până antrenamente starturile, știam la ce aderență să mă aștept de la pistă și am pus puterea bine jos și m-a ajutat să plec. Când am rămas singur în regim de cursă cu toți piloții, adică după primele ture, când toată lumea s-a așezat și toată lumea și-a intrat în ritm, a fost destul de greu să depășești. Mașinile sunt destul de egale și e la limită. Dacă vrei să depășești, trebuie să vină superior celui din fața ta. Aproape în mod identic au decurs ostilitățile și în ceea ce privește cursa a doua. În calificări, românul a fost ultimul, a prins așadar ultima linie a grilei, dar a recidivat la start, la ieșirea din a doua șicană fiind deja pe 13, pentru ca finalul să îl găsească pe locul 10, ultimul care punctează. A fost o cursă destul de grea din cauza acestei bătălii, practic toată jumătatea cursei a fost ocupată de această bătălie în care niciunul nu a avut un punct superior de... niciunul nu a fost mai bun decât celălalt. Am fost tot timpul roată la roată, am avut multe linii drepte în care am mers paralel de la început până la sfârșit. A fost interesant, recunosc, și mi-a plăcut foarte mult, dar foarte dificil. Actualul sezon al formulei Renault 3.5 se derulează pe parcursul a 9 weekenduri, ce cuprind în total 17 curse. Cu 5 puncte acumulate la Monza, Mihai Marinescu se poate declara mulțumit de debutul său și speră să confirme în continuare. Urmează următoarea etapă, cea de la Aragon. Sper să urmeze următoarea etapă, cea de la Aragon. Vom vedea mai încolo dacă se va și concretiza sau nu. Cel de-al doilea weekend de cursă pentru Mihai Marinescu este programat la 27-28 aprilie pe circuitul Motorland Aragon din Spania.